Într-un moment în care firmele mici se desfințează pe capete, un grup de întreprinzători din regiunea sud-vest Oltenia a avut inițiativă și curaj, propunând mici afaceri în care crede. Ideea ta poate deveni o afacere de succes, se numește proiectul pe care Fundația World Vision îl promovează din fonduri europene. După selectarea afacerilor viitoare, organizatorii i-au invitat pe mici afaceriști la o întâlnire pentru a trece la etapa a doua de finanțare. Dacă noi am crezut că prima etapă a fost poate cea mai grea, ne-am înșelat, urmează a doua etapă care va fi și mai frumoasă decât prima, ca să spunem așa. Cu mine și cu Denisa sunteți obișnuiți, cu colegii noștri formatori vă știți. Din etapa a doua vom avea o nouă echipă, hai să-i spunem așa, cu care veți colabora. Și dați-mi voie să vi prezint și pe colegii noștri de la EGIS, cei care sunt partenerii noștri în acest proiect și cu care vom lucra îndeaproape în perioada următoare. Îl avem aici pe Ciprian Ogrăzeanu, care este expert antreprenoriat, îl avem și pe Sebastiana Mariei, tot expert antreprenoriat, și în spate ascuns acolo Irina Ciortă, expert antreprenoriat. Împreună cu mine, cu Denisa și cu Emma, vom forma echipa care va lucra cu dumneavoastră în implementarea afacerilor din această regiune, și aici mă refer strict la județul Vâlcea. Am făcut o statistică, din cele 54 de afaceri selectate la nivel regional, 19 sunt din județul Vâlcea și mă bucur să avem atât de multe planuri de afaceri care se vor implementa în județul nostru și sper să începem de acum încolo să punem bazele unor povești care vor fi niște afaceri de succes în viitor. Vă spuneam, etapa întâia s-a oprit practic în data de 16 ianuarie, odată cu acceptarea de către OIRA faptului că dumneavoastră sunteți câștigătorii acestei afaceri. De atunci a durat o perioadă până am pus lucrurile la punct, până ne-am așezat puțin și am văzut ce urmează să facem în a doua etapă. Și despre a doua etapă o să îi las să vorbească atât pe colegul meu, Ovidiu Samson, cât și pe colegii de la EGIS. Rugăminte mare este ca atunci când aveți întrebări, pe măsură ce aveți întrebări, să le adresați, ca dacă știm să răspundem, să răspundem, dacă nu știm să răspundem, să ni le notăm. Și vă spun că este primul eveniment de acest gen de la Vâlcea. Vom mai avea unul pe care probabil îl vom face chiar atunci când veți semna contractele de finanțare, pentru că știu sigur că vor mai exista tot felul de întrebări de la această întâlnire până la următoarea. Mulțumesc și sper să rămâneți alături de noi și după ce terminăm prezentările la un bufet, să aveți posibilitatea să interacționați, așa cum vă spuneam, cu persoanele antreprenori deja cu afaceri, care sunt în sală tocmai pentru a vă împărtăși din bunele și relele unei afaceri implementate. Mulțumesc frumos! Cei 54 de olteni care vor demara micile proiecte abia așteaptă să facă trecerea de la teorie la practică.